Salut, sunt Alex la Tutoriale Video Info și azi voi face un tutorial despre programul Photoshop și cum putem noi să adăugăm un efect de curcubeu unui ochi. Pentru asta voi deschide, am o poză cu un ochi, de data asta e uman, poate fi și de orice fel, specie, știu, insect, animal și așa mai departe. Bun. Acest efect se poate aplica și altor lucruri, altor poze, nu neapărat asupra unui ochi. Este doar vorba de o tehnică. Eu voi exemplifica prin aplicând pe această pupilă. Bun, voi merge la voi duplica acest layer background-ul, control J pentru a-l duplica. Mai fac un layer acum. Cu această icoană se face un nou layer nou, curat, avem un layer nou deasupra și acum mergem la unealta de selecție. Elliptical Marquee Tool. Ținem Alt-ul și Shift-ul ca selecția să pornească chiar din centrul pupilei noastre. Dar mai întâi trebuie să fie selectată New Selection. Vedem acum icoana aceasta din stânga sus, da? Acest pătrat. Ținem în mijloc, Shift-Alt și vedem cum pornește chiar din centrul selecția noastră, face un cer perfect. Cu săgețele stânga, jos, stânga, sau dreapta, sau sus, putem să selectăm, să aranjăm mai bine selecția pe pupila noastră. Acum mergem la această icoană care este Subtract from Selection, deci ce vom face acum, următoarea selecție va scoate din selecția mare. Adică din cercul acesta mai mare vom scoate un cer mai mic ca să facem o formă de covrig. O să iese în formă de covrig, ca să spun așa. Și vom vedea de ce. Acum tot selectând cu acest elliptical marquee tool, selectăm având substractul bifat aici sus în stânga. Mergem și facem un cer. Vedem cum arată un minus acum. Deci e clar că scoate selecția din cea mare. Facem un cerculeț cât partea neagră a pupilei cu săgețile. Rău trebuia să o potrivesc de la început. Mai bine o să reiau repede. Așa. O să centrez mai bine acum substractul nostru, selecția care vrem să o scoatem din cercul mare. Bun, perfect. Și acum avem doar această zonă selectată. Mergem la braș. Braș, selectăm un braș cu harne des la maxim. Vedem mărimea, să fie ceva mai mare mărimea. Ca să ne mișcăm mai repede. Așa, este bine. La 170 pixeli e bine mărimea brașului. Și acum ne rămâne decât să avem niște culori interesante ca să adăugăm pupile noastre acestui curcubeu pe care vrem să-l facem. Mă asigur că în brush panel nu este niciun efect pe aici, o să debifez ce aveam înainte setat și mergem, tragem acum, pictăm pur și simplu pupila noastră cu niște culori care ni se par mai interesante, ce? Ceva de genul ăsta. O trebuie să fim atenți prea mult, că oricum o să se piardă, vedem după aia toate aceste culori. O să aplicăm și un blur ca să se piardă culorile. Ce ne mai lipsește? Poate un albastru. Hai să mai vedem ce să mai alegem noi. Prea mai avem. Hai să dăm și un verde mai puternic. Mai tare. Bun. Acum mergem la putem să deselectăm, control D sau select deselect, cum dorim. Mergem acum la filter și aplicăm acest blur, radial blur. Deci radial blur-ul este ceva care este un blur care din centru va porni el și se va pierde spre exteriorul cercului. Dăm un amount, adică o tărie, și de 19-20, ok, și vedem cum se aplică un blur asupra culorilor care au fost în selecția inițială a noastră.
Acum nu ne rămâne decât să schimbăm blend mode-ul din normal. O să îi dăm un overlay și vedem deja un efect interesant aplicat asupra pupilei noastre, sau mai e poate o variantă mai bună sau nu neapărat mai bună, depinde cu gusturi, color. Putem să alegem aici color și o să arate ceva de genul acesta. Cred că este un efect destul de interesant care se poate aplica multor lucruri, multor poze, multor zone, de fapt, din anumite poze. Mulțumesc pentru vizionare, ne vedem la următorul tutorial.